Drama produsă de unul dintre cele mai tragice accidente de pe raza județului Mehedinți continuă. Astăzi, încă o persoană implicată a fost declarată decedată. Este vorba despre băiatul în vârstă de 22 de ani, proprietarul mașinii condusă de șoferul care a provocat carnajul. Totodată, astăzi a avut loc slujba de înmormântare a celor doi frați și soției unuia dintre ei, care au murit pe loc în urma impactului. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. 4 persoane decedate și 2 care se zbat între viață și moarte pe patul unui spital. Este rezultatul accidentului violent produs în afara localității Cocorova. Impactul a dus la moartea și distrugerea unei familii. Doi frați și soția unuia dintre ei au murit după ce mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un șofer de 18 ani, care a încercat să facă o depășire fără să se asigure. Martorii spun că acesta a depășit în acea seară coloane de mașini chiar pe linie continuă cu viteză excesivă. Proprietarul mașinii condusă de șoferul care a provocat accidentul, un băiat de 22 de ani, a fost declarat decedat astăzi. Este a 4-a victimă care și-a pierdut viața în acest carnagiu. Tânărul avea mașina de doar 2-3 săptămâni, au spus cei care îl cunosc, iar în urma anchetei s-a descoperit că acesta avea permisul suspendat, tot din cauza vitezei. Din mașina lovită au scăpat cu viață doar copiii de 7 și 15 ani, care au fost transferați la un spital din Timișoara. Cadrele medicale spun că este un miracol că au supraviețuit, pentru că au suferit răni grave, multiple traumatisme și fracturi, iar starea lor în prezent este critică. La spital a ajuns și cel vinovat de producerea acestei tragedii, însă starea lui este stabilă. Totodată astăzi a avut loc slujba de înmormântare a celor doi frați și soției unuia dintre ei, care au decedat pe loc în urma impactului. Familia și apropiații îndurerați i-au condus pe ultimul drum.